Mesaj de lună plină. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru astăzi, în special pentru astăzi. Pentru unii poate rezona, pentru alții nu, dar cu siguranță avem un mesaj. O confuzie. Poate ne așteptăm de la ceva, ne așteptăm să se schimbe ceva și încă mai este acolo agățat. 7 de săbii. Șaptele acesta de săbii are de-a face, în general aici, pentru că vedeți și corbul, are de-a face cu ceva secret, mistic, ocult, magie neagră, chiar și cu astrologie, tot ce ține de arheologie, deci ce este ascuns, de antichitate, de o învățătură a antichității care nu a fost descoperită. Deci, această energie, chiar și de muzee, aceasta este energia care ne va arăta dacă într-adevăr va fi scoasă la iveală. Pentru că aici este ceva ascuns, este un secret, cu alte cuvinte. Ce mai avem? Avem 3 de cupe. Ceva se descoperă și va aduce fericire celorlalți. Atunci când am 3 de cupe, este o energie feminină. Este deopotrivă ceva fericit, pur fericire, iubire, dar în același timp poate fi și negativul, vanitate. Încerci să ai mai mult, încerci să preiei controlul, încerci să ai o poziție, un scaun, să fii un șef oficial, poate un oficial politic, o poziție de autoritate, poți fi orice aici. De ce? Pentru că aveți secrete, poate fi avocat, poate fi judecător, un magistrat, un politician, chiar și un istoric. Asta îți arată vanitate și abundență. Poți fi un simplu birocrat, dar care ai un post bine pus sus. Și asta începe de azi înainte. De ce? Pentru că este o lună plină și îți arată de fapt ce se va întâmpla. Pentru unii este foarte bine. De ce? Vedeți, parcă ne gândeam la un 3 de monede. Pentru că s-a depus foarte mult efort și abia acum a venit timpul să apară roadele. 3 de monede. Munca în echipă, tot ceea ce faceți ca activitate, fie ca învățătură, fie ca chiar muncă la serviciu, este un grup de oameni sau un grup de activități. Numai așa veți merge mai departe, exact ca o familie. Asta vă dă, de fapt, imaginea unei familii. Pentru că asta este. Familia are copii. Și atunci vă spune că treiul acesta de monede, în realitate, apare o a treia persoană. Deja aveți 3 de cupe, 3 de monede. Pentru cei care au înțelesul fericirii, înseamnă că fericirea va veni prin apariția cuiva, progenitate, familie. ADN-ul nostru îl avem de la strămoșii noștri. Și asta înseamnă că ceva este încă să fie ascuns și vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Asul de bâte. Cu siguranță
se va schimba ceva în viața voastră și mai ales atunci când aveți asul acesta de bâte, este cu totul și cu totul ceva nou și predominant. Justiția. Pe interior sunteți de fapt un rebel, dar în afară aveți o calmitate extraordinară. Și este asociată uneori cu apa, pentru că au multă răbdare. Regele de bâte. Marea surpriză. Cineva e posibil să aibă o poziție, o poziție pe care o așteptau, poate politică, poate profesională, poate o poziție de autoritate, dar pentru unii poate fi ceva foarte frumos, romantic. Iar justiția mi-arată că este destin. Apare cineva în viața voastră ca destin. Dar în același moment îți spune că și acest 7 de spade este ceva ascuns. Tu poți fi diavolul, tu poți fi Dumnezeu, dar tu ești acea persoană care vei servi ceva. Acum depinde de tine ce vei servi. Fie în iubire, fie în lume materială, fie în asociație cu cineva, pentru că ai un 3 de monede. 10 de cupe, împlinire. Cred că pentru unii dintre voi ați trecut printr-o perioadă extrem de grea, ați pierdut foarte mult, iar acum a venit timpul să preluați ceva. Păi primul cadou de la strămoși este ADN-ul vostru, pentru că aveți 10 de cupe. Al doilea ar fi o moștenire. Prosperitate materială. Posibil pentru unii dintre voi să aveți o mare surpriză. Sau poate că familia vă ajută și ajungeți la o stabilitate financiară. De ce? Pentru că aveți 7 de monede. Și asta mi-arată, asta este energia la care îți păzești de fapt proprietatea. Zece de bute. Se sfârșește ceva la care ați lucrat foarte, foarte mult. La bază, 10 de monede. Deci pentru mulți dintre voi veți avea un răspuns extrem de pozitiv. Aveți deja 3 de 10. Singurul care lipsește este 10 de spade. Deci ați trecut prin acea durere pentru că l-am avut pe 7 de spade. Se termină ceva și vine în sfârșit ceva foarte bun și foarte repede. Iar acest cavaler de săbii vă arată că nu vă așteptați pur și simplu și este o veste extraordinar de bună. Iar din punct de vedere al celor care într-adevăr vor predomina sau vor ajunge într-o poziție, veți face cu spada în mână. Va fi ceva care va tăia o putere extraordinară. Va trebui să atingeți punctul acela glorios. Nu este numai din viața voastră personală, ci este și în serviciul la a ceea ce faceți acum, în serviciu vieții. Deci, oricare ar fi profesia voastră, oricare din ele, dar cu siguranță pentru unii dintre voi va veni cu prosperitate, cu ceva foarte frumos. Haideți să vedem, dacă tot am încheiat până aici, ce vrea să-mi spună mai departe această energie. O clarificare simplă. 7 de spade. Lupta pentru a lua acel loc. Șapte de bâte. Iar aici aveți din nou. Aici aveți 7 de monede, iar aici 7 de bâte. Vă apărați proprietatea. 3 de monede.
o nouă iubire, v-am spus. Unii, posibil să aveți sămânța unui bebeluș. Regele de bâte și trei de săbii. Unii câștigă, alții pierd. Justiția vine cu ceva aici. Acest rege cu trei de spade, posibil ca persoana care a fost foarte sigură că va lua acel post, pur și simplu să nu-i se dea acel post. Este ceva care a făcut în trecut, va ieși la suprafață cu acest 5 de bâte și 7 de spade și ambiția va fi tăiată de la genunchi. Și este tăiată de o energie feminină. Este o energie feminină predominantă aici. Împărăteasa nu trebuie să se deplaseze. Împărătesei îi aduci. Deci ea nu se deplasează. Noi ne deplasăm la ea. Asta înseamnă că încearcă să servească tot ce ține de bunătatea feminină. Copii, animale, mama pământ. Iar atunci când este vorba, mi s-a încrețit pielea, când este vorba de copii, asta înseamnă fertilitate. Și chiar vreau să mai am încă o carte. Da. Va reuși. Pentru unii dintre voi va fi o căsătorie aici. Cel care va alege să nu, sau mai bine zis, copiii sunt o piedică în viața lor, vor pierde acest joc. Pentru că împărăteasa vrea succes, familie, uniune și responsabilitate. Și asta este cu Hierofantul. Cineva care este lacom în a avea numai pentru el, egoism, va pierde. Justiția. Vine cam greu, dar când va veni și când va anunța acest lucru, va fi unul dintre cele mai puternice momente. Un nou început. Real, în realitate pentru toată lumea. Și acest 10 de monede avem magicianul și soarele. Ce spuneam puțin mai înainte? Totul este magic. De la acest 7 de săbii am început cu totul este magic. Totul este magic. Mercur este verde, este semnul banilor. Totul este magic. Soarele facilitează acel ceva magic. Te frigi atunci când vrei mai mult. Mai mult decât. Atunci când investești fără să cauți în ceva, fără să știi sigur că vei lua ceva. Iar acest nou început îl aveți de două ori. Și este legat de o viață anterioară și aveți cavalerul de săbii. Cavalerul de săbii, cu siguranță, veți avea toate oportunitățile, tot ceea ce veți vedea, vedeți acest vultur deasupra, în linii mari și generale, va ști exact despre ce este vorba. Cineva care a așteptat această acțiune. Iar soarele poate avea de-a face cu cineva dintr-o viață anterioară, cu ceva care voi ați avut poate și știți să faceți, sau poate fi destinul vostru, cineva care vine în viața voastră, cineva care posibil într-o altă viață să fi pierdut urma voastră, iar acum sunteți uniți. Ce avem de la Arhanghelul Mihail?
Este un mesaj frumos și sper ca pentru toată lumea să fie ceva bine. Întotdeauna să te protejezi, să fii gata, să fii gata pentru a fi protejat. Pentru cei care doriți romantism, să știți că într-adevăr îngerii romantici vă ajută și încă o dată vedeți că au de-a face cu copiii. Pentru unii ar fi bine să ieșiți afară dintr-o situație care a durut foarte mult. Și un ultim mesaj. Să mergi mai departe cu încredere pentru că vei reuși. Pentru că asta este de fapt în această viață, direcția în iubire și în ceea ce îți dă viață prin tine. Numai bine, sănătate. Și ultima, chiar am fost impresionată. Lăsați frica la o parte și mergeți înainte. Pentru că totul este bine pentru voi. Numai bine, la revedere!